Un salut auriu de toamnă tuturor! Sunt iarăși eu, Aliona Radulu, și vă prezint o selecție de câteva lucrări pe care eu le-am creat ultimele zile. Iată, aceasta este o lucrare care se poate prinde în coafură, se poate purta în toată ziua. Ele sunt foarte rezistente la apă, ca de obicei. Totul este elastic, trainic, nu ne temem dacă nimerim în ploaie cu ele și se arată foarte bine și pe părul întunecat și pe părul blond. Următoarea lucrare este puțin mai mare, tot în stilul acesta, numai că am aplicat-o pe o clamă. Am folosit două feluri de material și am rezultate și mai bune ca până acum. Mie îmi place cum s-a primit anume combinația asta de culori. Este fiecare culoare a toamnei. Dar următoarea lucrare care îmi place cel mai mult este o butonieră care am făcut deja două de genul ăsta și una o voi demonstra cum am prins-o la haina mea pe care eu o port în toată ziua. Iată cum am creat și totul e atât de plăcut. Chiar mă bucură. Mă bucură cum s-a primit. Și acum vreau să vă demonstrez cum am prins-o eu la haină. Asta butonieră este mai mare, iar ce o să vă demonstrez acum este puțin mai mică. Dar ideea e aceeași. O clipă. Iată. Iată, asta este mai mare. Și asta e mai mică. Și chestia asta este cu dublă folosință, se poate deprins și în păr. În al doilea rând, se poate deprins la năframe și la pulovere. Eu cred că e o idee bună. Mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc tuturor o toamnă cât mai aurie și mai bogată.